Categoria 70 de kilograme, match on the card. Introducing first către colțul albastru, el vine din Moldova. În aplauzele voastre pentru Tudor Potoroaca. Mergem mai departe, suntem la al doilea meci, tot categoria 70 de kilograme și la această luptă, acolo unde dau piept Tudor Potoroaca, cel care reprezintă Republica Moldova, și Serban Marian din Craiova, România. Da, l-am văzut pe Potoroaca, reprezentantul Republicii Moldova, care se antrenează la Scorpions în Iași, și iată și pe adversarul său, este vorba despre Serban Marian, luptător din Craiova. Diferență de 10 ani între cei doi sportivi, Serban Marian 33 de ani, 23 pentru adversarul său, pentru Potoroaca. Tudor Potoroaca, 23 de ani, campion național a Republicii Moldova la amator și în România. Iată-l debut în această seară la profesioniști pentru Potoroaca, adversarul său, 33 de ani pentru Serban Marian, un sportiv care vine de la clubul Power Gym din Craiova. Spuneam despre Marian Serban că este un sportiv cu 10 ani mai în vârstă față adversarul său. Are 10 victorii, 3 prin knockout obținute la profesioniști, dar și 2 meciuri terminate la egalitate și 6 înfrângeri. Deține și un titlu de campion european în versiunea ITF. Iată-l acum pe Potoroaca, cel cu mânușii albastre, ducându-se în atac și inițiând acel atac, acea serie, câteva lovituri puternice. Luptă cam cu brațele pe jos Potoroaca, asta pentru că este un sportiv care la începuturile sale a practicat taekwondo și vedem aceste mișcări și această gardă provenită din taekwondo pentru Potoroaca. Brațele mai jos, foarte multe lovituri de picior pentru el, foarte multă mișcare pe vârfuri înainte-înapoi. Cam asta a arătat Potoroaca în începutul meciului. High kick acum pentru el. Iată această lovitură descendentă pe care o au sportivii care provin din karate tradițional. Ridică piciorul și după aceea lovesc în altă zonă. Foarte multe lovituri de brațe pentru el. Frumos din întoarcere, da. Aici, asta este stilul pe care îl au luptătorii din taekwondo, loviturile acestea de picior spectaculoase. Dacă ne-am uitat la tehnica sa de brațe a lui Potoroaca, n-am văzut ceva senzațional, dar în schimb aceste lovituri senzaționale pentru el cu piciorul, iată, au adus victoria în prima repriză. Foarte, foarte rapidă victoria lui Potoroaca. Avem un meci terminat prin knockout în prima repriză pentru luptătorul de la Scorpion Siaș.
Da, o lovitură foarte, foarte frumoasă pentru el, spectaculoasă victoria lui Potoroaca. Iată, spuneam, nu e foarte curată seria de brațe, dar când a venit această lovitură, acest călcâi trimis la capul adversarului, iată, încă o dată lovitura perfect executată în tâmpla lui Marian Serban, a mai lovit și cu genunchiul când adversarul s-a picat la podea, nu l-a mai lovit, nu l-a mai nimerit, a nimerit în mănușă, dar a fost de ajuns acel călcâi pentru a finaliza lupta într-un minut Potoroaca. Iată, victorie prin knockout în prima repriză din Republica Moldova, Tudor Potoroaca.